Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de-a 119-a ediție de analize economice, un proiect comun IDES Viitor, și privesc eu ediții pe care le puteți urmări pe pagina oficială a IDES Viitor, privesc eu, sau pe pagina mea ionita.md la rubrica analize economice. Astăzi vreau să discutăm despre un subiect despre care am mai vorbit noi, dar am considerat să revin deoarece la noi se întâmplă în prezent un fenomen, așa numit creditarea netă a mediului de afaceri din Republica Moldova, deoarece avem un fenomen fără precedent în istoria noastră, nu a fost niciodată, presupun că nu va fi niciodată și eu greu mă imaginez încă o țară unde am avea așa ceva ce avem la noi. Ce obțin în Europa, sigur nu este o țară și nu va vine a crede, dar nu cred că mai găsim undeva o țară. Ce asta creditarea netă? Ca să explicăm și de ce e important să analizăm acest indicator. Deci noi știm că orice agent economic atunci când îți desfășoară activitatea, el investește fie banii lui, fie banii care contractează de la bancă. Atunci când un agent economic are bani și nu are nevoie de ei pe o perioadă scurtă, el banii aceștia îi depune la bancă. Păi creditarea netă nu înseamnă altceva decât volumul total de credit pe care l-a luat un agent economic sau toți agenții economici împreună de la sectorul nostru financiar sau de la bănci, minus volumul depozitelor. Altfel spus, câți bani au luat agenții economici la bănci și minus câți bani țin ei în bănci. Creditarea netă îți arată, de fapt, despre activitatea economiei, despre sănătatea economiei și despre faptul dacă agenții economici investesc sau nu investesc bani în economie. A să încep așa de departe ca să ajungem acolo unde vreau să ajungem. În primul rând, dacă ne uităm atent, din 2014, după ce la noi a avut loc așa numitul jaf bancar, noi avem un fenomen care mai rar îl întâlnești pe alte părți, anume supra-lichiditate sau surplus de bani în sistemul nostru bancar. Dacă vă uitați, până în 2014, la noi practic volumul de credit corespundea cu volumul de depozite. După aceasta, la noi volumul depozitelor a crescut constant, iar volumul de credit a scăzut, după aceasta a crescut ușor, acum, din 2022, noi timp de 3 trimestre suntem la o stagnare, iar depozitele au crescut. Și am ajuns în drept rezultat că în trimestru 2 să avem un surplus de lichiditate de aproape 45 de miliarde de lei. Deci ăștia sunt banii care stau în băncile noastre și noi nu le folosim. Nu vă mai spun că am avut perioade când la noi era lichiditatea era negativă, adică băncile au dat mai mult credit decât au luat depozit și atunci ei sunt împrumutați la Banca Națională. România a avut așa situație când băncile sfereau de lipsă de lichidități. La noi, din contră, avem un surplus și lucrul acesta arată, de fapt, cât de bolnavă este economia noastră. Că noi sistemul nostru de creditare trebuie să fie ce obțin 60% din PIB, dar el este de două ori mai puțin și chiar acesta care avem, noi avem surplus de bani. Deci ca să explic de fiecare dată următoarea explicație, imaginați-vă un om după un accident grav când stă în spital, el nu poate mânca nimic, îi dai cu lingurița să mănânce. De fapt, faptul că la noi avem bani, asta înseamnă că economia noastră nu poate absorbi banii. Asta este prima. Al doilea, care acest fenomen a mai fost la noi cât de cât, este creditarea netă de la bănci. Ce înseamnă lucrul acesta? Câte credite au luat bănci, agenții economici la bănci dacă scoatem depozitele? Adică dacă noi avem că agenții economici au luat 10 miliarde de lei credite, dar au pus în bănci 10 miliarde de lei depozite, înseamnă creditarea netă e zero. Deci câți bani au luat, atâția bani au pus. Unii au pus, unii au luat. În general, economia nu a luat nimic. Uitați-vă, în 2011 am avut maxima, deci creditarea netă sau volumul de credite era cu 18,8 miliarde de lei mai mare decât volumul de depozite. Deci asta a fost, cum ar spune, cea mai puternică volum de credite luate de la noi de la bănci. După aceasta am avut în 2021, prima dată, o istorie neplăcută, când creditarea netă, o cădere constantă și am ajuns la negativ. În 2022 ne-am revenit, atunci știți ce a fost. Iar în acest an a ajuns la minus 4 miliarde de lei. Deci este ceva care n-a fost niciodată. Dar, vedeți, negativ am avut și în 2021. De ce spun că anul acesta avem un fenomen fără precedent? Deoarece știu că mulți dintre dumneavoastră mi-ați spune, domnule Niță, dar oamenii țin banii la bancă,
Dar ei se creditează nu numai din bănci, dar se creditează și la companii de microfinanțare, se creditează de la companii de leasing. De aceea ar fi bine să nu utilizăm creditarea netă de la bănci, dar să analizăm creditarea netă globală. Și astăzi am introdus un indicator nou care e foarte simplu, creditarea netă globală, ce înseamnă? Volumul total de credite luate de câte companii din toate instituțiile financiare, fie de la bănci, fie nu de la bănci, minus volumul de depozite. Deci, indicatorul acesta cuprinde absolut tot. Dacă acesta cu băncile doar, nu chiar tot, eu am luat aici, am adăugat și leasingul luat, și microfinanțare. Și uitați-vă că dacă luăm acest indicator, creditarea netă, primim ceea ce am vrut să spun și aici am vrut să ajung, deci creditarea netă globală, dacă luăm toate volumile, toate creditele luate de la toate instituțiile noastre, niciodată la noi n-a fost negativ. Nu că la noi. Nu-mi imaginez o țară unde creditarea netă este negativă. Chiar nu știu cum arată. Dacă cineva din voi îți găsiți o țară, vă rog să-mi dați link, că să mă uit eu cine e țara aceasta. De unde ar fi țara asta? Din Africa, din Antarctida, de oriunde vreți, luați-o, nu cred că găsești așa ceva. Deci și la noi acest fenomen presupun că este doar acum și nu va mai fi niciodată. Deci el este, după ce vom trece toate analizele, veți vedea că de fapt acest indicator foarte simplu ne arată starea gravă în care se află mediul nostru de afaceri și companiile noastre care sunt într-o îngrijoreală și într-o frică de a investi. Deci am ajuns la minus 1,3 miliarde de lei. Ce înseamnă lucrul acesta? Că volumul total de credite luate de companiile noastre a fost mai mic decât banii pe care companiile au ținut în bănci. Și acum el s-a îmbunătățit acest indicator de totul negativ și nu din cauza creditelor luate, dar din cauza că s-au redus depozitele luate din bănci. Uitați-vă aici. În acest an, companiile au luat credite sau portofoliul lor de credite a crescut cu 400 de milioane de lei, 0,4, vedeți în graficele aici unde șede 0,0, deci în primul trimestru nu a crescut nimic, în al doilea trimestru a crescut cu 0,4, în trimestru 3 avem iarăși scădere, dar eu iau primul două trimestri, că e cel mai interesant. Iar volumul de depozit a crescut cu 6,6 miliarde. Deci la începutul acestui an, agenții economici nu doar că nu luau credite, dar banii lor nu investeau, nu îi duceau la bănci. Deci creditarea netă la noi arată că, de fapt, agenții noștri economici se tem să investească, se tem să ia credite și mai mult ca atâta, chiar banii lor se tem să investească și duc în bănci. Asta cred că este cel mai clar. Uitați-vă, la noi întotdeauna a fost creditele erau mult mai sus ca, uitați-vă, 2013, unde sunt creditele, unde sunt depozitele. Uitați-vă, 2011, unde sunt creditele, unde sunt depozitele. După aceasta, situația s-a înrăutățit continuu, iar în acest an am avut această decalaj, care n-a mai fost niciodată, vedeți când volumul depozitelor a fost mai mic decât volumul creditelor și vorbim despre o situație de total credite bancare și nebancare. Deci dacă aș lua numai bancare, situația este cu mult mai gravă. Deci eu aici, ca să fie tablou, să zicem așa, mai complex, am luat doar bănci, dar am luat toate formele de finanțare. Adică am luat că agenții economici sunt împrumută din toate sursele posibile și imposibile și tabloul este unul foarte neplăcut. De ce aceasta se întâmplă? Ca să ajungem încet, încet la aceasta, vă dați seama că nu poți compara leu din 2023 cu leu din 2007. Pentru a putea face această comparație, am luat în felul următor. Care este volumul total de credite pe care le are în prezent agenții economici din Republica Moldova, astăzi vorbim doar de agenții economici, raportat la produs intern brut. Deoarece dacă raportăm la produs intern brut, noi cât de cât putem să ne dăm seama cât de mult se împrumută agenții economici pentru a face investiții și pentru a-și dezvolta afacerile. În 2099 noi eram 12,3%. Țineți minte, date mai vechi nu am, poate încet, încet Banca Națională va începe a publica și date statistici mai vechi, până ce avem doar din 99. 12,3% din PIB. Am crescut până la 32% din PIB, 32,6%, apoi ne-am menținut 33,2%, am ajuns în 2013 și ne-am prăbușit până la 13,5%. În 2020 am crescut, dar am crescut, fiți atenți, nu din cauza că s-a luat mai mult credit, dar din cauza că s-a prăbușit PIB-ul. Deci asta a fost. Deci eram din groapă, ne-am dus mai în groapă și asta a fost. Dar uitați-vă atent. După ce am ajuns în 2018,
la nivelul cel mai jos, noi nici acum nu putem ieși din gaură aceasta. Deci noi putem spune, după 2014, agenții noștri economice, economia noastră a primit niște lovituri atât de puternice, când ne-am prăbușit și toată iluzia aceasta, cu uite acum, să iau împrumuturi, să ia ceva, nu are nicio treabă cu realitatea, că dacă raportăm la produsul intern brut, noi acum suntem la fundul gropii deja de 5 ani de zile. Deci noi n-avem nicio paradigmă, deci noi nu am găsit factori care ne-ar permite să creștem și să dezvoltăm, să investim. Deci asta este, de fapt, lucrurile urâte care se întâmplă acum. Uitați-vă, la raportat la produsul intern brut, noi suntem la nivelul anului 2000, și era atunci, cred că știți, singur în ce o să vă povestesc, și nici acum nu putem ieși din această capcană în care ne-am prăbușit după 2014. De fapt, asta vreau să spun, jaful bancar, da, a fost urât, am avut inflație, am avut deprecierea valutii, avem de achitat din bugetul de stat, dar asta este nimic pe lângă dauna care a fost adus economiei și pe lângă șocul prin care trece economia noastră și nici acum nu-și poate reveni. Poate vreodată când voi avea timp, voi calcula câte zeci de miliarde de lei am ratat noi producții din simplu motiv că economia noastră nici acum nu-și poate reveni după șocul din 2014. Uitați-vă mai departe. Am luat aici media lunară de portofoliu de credit care le-am avut noi și care le avem, am luat din 2010. Dacă trebuie și mai departe, atunci până nu are sent. Observați atent, în acest an, agenții economice în mediu s-au creditat sau și-au redus portofoliul de credit cu 87 de milioane de lei lunar. A crescut cât de cât portofoliul de credit doar din contul persoanelor fizice. În rest, dacă observați, am avut 2014, 15, 17, 18 creșteri negative, adică portofoliul de credit scădea, am avut o creștere până în 22, după aceasta, iar în acest an, avem o descreștere, lucru care arată că în economie nu se întâmplă lucruri bune. Evident că analiza mea, creditarea netă, este doar ca termometru. Ca să înțelegi mai bine, trebuie să urmărești celelalte ediții și ca să, de analize economice și trebuie să nu poți pentru o singură analiză să dai răspuns la toate întrebările. Tot ce vreau să spun astăzi este că mediul nostru de afaceri se află într-o situație proastă. Această situație a început în 2014. Toate semnele când ne revenim, da, parcă da, parcă nu, dar în realitate suntem într-un vacuum de soluții de dezvoltare. Deci, economiștii spun paradigma. Deci, care ar fi elemente, știți, când te urci, imaginați-vă că trebuie să te urci în munți pe gheață. Și atunci te pornești, te duci de la vale. Și toți economiștii spun, deci economia trebuie să aibă lucruri de care să agață, da? Deci, ceva care ți-ar primi factori de dezvoltare? Care sunt factorii de dezvoltare? Din păcate, ei cam lipsesc la noi. Am luat și am uitat cât s-a modificat portofoliul de credit de la începutul anului, 8 luni de zile. Nu este cel mai bun indicator, dar cred că tot îți dă un tablou în plus la tot ce vrem astăzi povestim. În general, portofoliul de credit a crescut cu 26 de milioane, dar nu ne-a crescut. Primile trei, uitați-vă, 716 milioane credit de consum. Da, în sfârșit, la noi s-a pornit consum. Apropo, asta nu e negativ. Noi am avut o stopare a consumului și acum o revenire a consumului ar însemna o înviorare a economiei, numai că la noi, spre deosebire de alte țări, înviorarea consumului înseamnă înviorarea economiei, la noi înviorarea consumului înseamnă înviorarea importurilor. Asta este partea proastă, că la noi consumul generează doar importuri, nu și producție. Pe locul 2, creditele imobiliare, portofoliu cred că cu 290 de milioane de lei, iarăși e ceva bine, de doamne spuneați că rămâne o construcție, dar ea acum se află într-o situație, cum să o spun, mai bine altă dată vorbim despre aceasta, dar noi cea mai veselă. Pe loc 3 persoane fizici care practic activitatea antreprenorială. Asta chiar e îmbucurător, dar cifrele sunt pur și simplu foarte mici și ele sunt mai mici decât a fost acum vreo 5 ani urmă, iar dacă raportăm la PIB, nici nu avem despre ce vorbi. Agricultura întotdeauna este, apropo, în ultimii vreo 10 ani de zile, agricultura este unica ramură care performează și este unica ramură cu cea mai bună calitate a portofoliului de credit. Cred că este cel mai bun client la bănci. Și atunci când cineva îmi spune mie că agricultura, nu știu ce, la noi, eu spun, băi, băieți, uitați-vă atent, la noi agricultura ultimii ani, unica care și-a îmbunătățit productivitatea în comparație cu alte ramuri, unica ramuri care se mai creditează, unica ramuri care achit creditele fără să aibă credite neperformante. Și atunci când cineva spune că nu știu ce, la noi agricultura, eu cred că omul ăsta cumva nu e de pe planeta Pământ, cumva e de pe altă planetă.
mediul financiar bancar, ăștia au luat credite de la bănci pentru a ne da tot nouă credite, cel mai mult 80% din credite luate de mediul financiar bancar sunt tot credite de consum, deci aici le punem tot la consum, dacă observați primele sunt la consum, după asta prestarea serviciilor, nu-i producții, după aceasta transporte în comunicații, tot în servicii, credite bănci, adică o bancă a luat la altă bancă bănci, ca să ne dai tot nou la consum, vedeți că asta la consum a mers. Și mai departe, construcția, adică companiile de construcție, minus 24 de milioane, industrie productivă, minus 50 de milioane, administrația publică locală, minus 50, asta nu e ceva grav, industrie productivă, minus 169 de milioane, diferite ramuri ale economiei, minus 190 de milioane, industrie energetică, asta nu e grav, minus 196, și-au redus creditele, asta e normal, industrie alimentară, asta mă îngrijorează, minus 268 de milioane, că la comerț s-au redus creditele, nu sunt grav, că s-au crescut la consum și aici poate vreodată voi vorbi, cel mai grav este industria alimentară, industria productivă și alte ramuri ale economiei naționale. Dacă ne uităm atent, volumul total, îi vorbim de sute de milioane de lei, aproape miliarde de lei minus, în doar 8 luni de zile. Cum au luat credit? Deci acum suntem, parcă aparent, relativ bine. 2,8 miliarde de lei lunar să iau credite de către agenții economici. Trebuie să ținem cont, dar ce e negativ, deoarece ei întorc mai mult credite cu toată luată. Adică creditele noi care le iau sunt mai mici ca volum decât creditele vechi care s-au întors. Dar observați atent, aici la noi acum suntem destul de plafonați, stăm pe un podiș, așa, deci fără nicio șansă dezvoltare, la 2,8 miliarde de lei lunar în ultimele vreo 6 luni de zile. Am avut o situație interesantă anul trecut din cauza crizei, noi am avut un lucru care mai rar se întâmplă, credite luate în valută au fost mai mari decât în trimestru, știi, dacă observat în 2022, credite luate în valută au fost mai mari decât credite luate în economie. Dar după cum am spus, compari volumul de credite luate în prezent cu volumul de credite luate 2 ani în urmă, nu este corect. Banii acum, după o inflație care am avut-o noi, au o valoare, atunci au avut altă valoare. Deci am luat volumul de credite luate, media anuală, raportat la produsul intern brut. Aici deja trebuie să plângem cu mult mai tare. În 2000, date mai vechi nu am, noi am luat credite 17% de produs intern brut. Am crescut până la 42%, apoi în 2009, criza din 2009 ne-am prăbușit, iar am crescut la 35% și din 2015. Uitați-vă atent, noi, volumul de credite noi luate, agenții economici care îl iau, este la nivel de 10-13%, anul ăsta suntem 12%, mai jos decât 2000, presupun, nu avem date, dar presupun cu ultima dată așa un nivel scăzut de creditare raportat la produs intern brut, la noi a fost, cred, pe anul 95-96, numai de vreme. Date nu există, eu încerc acum să-mi imaginez când a fost ultima dată. În concluzie, ce vreau să spun eu? Creditarea netă globală sau creditarea netă totală este un indicator care ne arată cât de vie este economia noastră. Noi suntem într-o situație fără precedent când volumul total de credite din toate sursele de finanțare este mai mic decât volumul de depozite. Adică, practic, nu e băncile finanțează economia. Dar economia întreține băncile, deci agenții economici duc bani la bănci ca ce scritez populația ca să consume mărfuri din por. Deci avem o situație, cum să spun eu, numai deloc nu plăcut. Asta nu ține de bănci, absolut deloc, nu ține de politica băncii naționale, că aici n-are nicio treabă politica băncii naționale. Asta ține de boala cronică în care se află economia noastră și de slăbăciunea economiei noastre, care pur și simplu nu are capacitatea de a dezvolta proiecte investiționale, care nu are capacitatea de a face investiții și nu capacitatea, îmi cer scuze la agenții economici, care are frica de a face investiții, care are frica de a începe proiecte investiționale și care își îngheață banii lor în bănci, nu iau bani și pur și simplu trăim într-o economie care generează anual exodul a 30.000 de oameni din țara noastră. Sper că va fi utilă această informație, sper că vom trage anumite concluzii și vom înțelege că modul în care ne dezvoltăm noi, numai dezvoltare nu se cheamă, și modul cum acționăm noi până în prezent, numai nu încurajarea unui mediu investițional atractiv. Vă mulțumesc și până data viitoare!